Almighty push. I got broads in London, took a V in the front, credit cards and scams, in the list in the front, legacies, family. Almighty push. I got broads in London, took a V in the front. M-am întors acasă, sunt terminată de oboseală, dar nu pot să mă culc până nu mă aranjez. După cum vedeți, piciorușele mele sunt grav afectate de mers și unghiile arată oribil. O să le tai. După ce le-am tăiat, o să rezolv cu pielițele alea de deasupra. După ce m-am înciopărțit bine rău de tot, o să aștept să se oprească sângerarea ca să pot să continui procedura, pentru că nu suport unghiile lungi la picioare. Pe partea asta s-a înrăutățit situația și a trebuit să vină salvarea, adică tata. Ok. Pauză de țigară, că nu mai pot. Operațiunea monstru continuă. Bun, mai o unghie afectată, acum încep cu astea. Și termin cu astea, nu știu ce să-i fac cu asta, dar asta peste o săptămână o să fie o unghie de vrăjitoare și aici normal, ia o să vedeți. Între timp vreau să le fac și pastele de la mâncă, sau nu mă răsit. Între timp m-am potolit din plâns, că m-a umflat plânsul, mă doare degețelul și mi-am adus cutia asta. Încep cu partea cu aur, după aia continui cu partea gri, mă doare degețelul. Am adus astea, mi-a morțit degețelul. Tai colțurile. După ce am făcut asta, dau luciu cu partea asta. După ce s-au mai avariat încă două unghi, acum ce fac? Am dat luciu și dau cu aia. Aplic nebunie de asta aici, pe fiecare unghie. Le masez. Am masat și în timpul ăsta le mai fac și pe alea de la mâini, că aștept să se întâmple minune. La mâini le-am pilit un pic. După ce le-am dat cu pila de aur, o să-mi iau cu unghiera de colțuri chestiile astea de pe margine. După ce am făcut asta și asta, am pus uleiul magic de aur cu aur sau cum o fi pe ele și cât aștept, le-am și masat, o să le rezolv cuticulele de pe picioare. Ce pat asta, frate! Mai întâi iar le răzui cu asta. Sunt aproape gata, deci după cum am zis, am răzuit cuticula, nu am tăiat-o pentru că are și arul lui ei și nu vreau să mă trezesc că mi se îmbolnăvește unghia, se face verde și cade. Așa și pe partea asta. Mi-am făcut baie. Așa arată. Sunt puțin ciupite acolo, dar arată extrem de bine. Și la mâini arată așa. Și aici așa. Am uitat-o pe asta. Și acum, bineînțeles, ca să le relaxez, le dau cu crema asta cu aur. Și gata, bă! To play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night. It's a hard knock. Să pleci, dar numai ei chipul tău și dragostea din tei. Ne-amintesc de ochii tăi. Am cea mai șmecheră cameră de hotel. Și mie ziceam că nu-mi place la hotel, dar aici chiar îmi place, arată prea bengos, prea frumos. Am de toate, mă, am, ia uite ce am, am și o muscă aici, pentru că eu nu pot să dorm fără geamul deschis, ăsta e patul meu cu oglinda acolo, am de toate, băi, frate, bă. Și telefon, pot să sun pe mamaie. Assistance services, how can I help you? Hello! Hello! N-am voie să fumez, dar eu ies pe terasa mea frumoasă să fumez!
în... Am fost după castel, acolo unde sunt, știți voi care veniți pe aici. Nu mi-am luat decât un briciac. N-am avut ce să-mi iau altceva, căutam lucruri de gentleman, astea îmi plac. Plus că o să-mi schimb toată camera și... Toată camera, o să schimb tapetul, dar o să arate totul mai bine. La mine în cameră, nu la hotel, evident. Și acum ies să fumez o țigară, hai să vă arăt pe aici. Apoi... Ia uite mă, am mâncat mult, mult și nu mi-e rău. Se vede că nu mai sunt în România. Nu, poate mă aud de vreun român și râde de mine. Vreau să vă zic că nu sunt deloc nesimțită. M-am simțit prost, dar măcar a rămas acolo. Deci am avut o țintă ceva de speriat. Și acum fumez țigara liniștită și după mă duc la spa, la masaj și la piscină. Pa! Haideți, bă, să vă arăt în ce loc stau, iar... Aici intri. Aici se găsește, nu știu ce se găsește, dar o să iau. Un seif cam mic pentru ce am la mine. Da. Așa. Am făcut dezastru. Am intrat aici de câteva minute, dar am făcut dezastru. Aici este primul pat. Alt seif, portabil. Pălărie, bagaje, televizor, sucuri, chestii. Oh, cineva o să facă farse aici. Ăsta-i patul meu. Cu ghiozdănelul meu, cu machiajele acolo, cu hainele mele aici. Cum au ajuns astea de la Armani și așa, mă rog. Bun, e enormă camera, enormă. Aici, da, acolo, da, aici sunt pantofii. Am mare terasă și aici este baia. Aici m-am pișat. Așa. Ori sunt eu prea mică, ori e asta prea înaltă. Cred că a doua variantă. Mare terasă Schneebaun. Și mare. Aolo, ce sunete face, nu-mi place. Eu nu prea mi-au cu vedere la mare și nici aproape de mare camera, pentru că mă înspăimântă sunetele astea. Dar am dopurile la mine și nu o să aud nimic. Și aici o să fac eu niște filme. Bă, n-aveți idee cât de tristă și deprimată sunt. Nu știu, mă, frate, la ce masaj să merg. Ia vezi, mă, masaj cu Itmani? Hani. Oh, nu vreau nici aici. Mamă, trebuie față. Ritual Rose Garden. Trebuie și aici. Manicură, epilare, nu vreau. Chiar nu știu. Sfaturi, sunt supărată rău, nu știu la care să merg. Cred că merg la toate. Ninja. Probabil, dar mă gândesc că dacă continuam relația, m-a luat și plâns. Cum aș fi susținut eu așa ceva după clipurile care mi-au fost.